Clipe de panică la Timișoara după ce un autobuz cu zeci de pasageri la bord a luat foc. Din fericire, șoferul a observat la timp ce se întâmplă și a intervenit rapid. Șoferul a fost cel care a observat că iese fum din partea din spate a mijlocului de transport. A luat un extintor și a intervenit, reușind să stingă flacăra, dar a sunat și la 112, iar la fața locului au ajuns două echipaje de intervenție. Aproximativ 40 de persoane s-au autoevacuat fără a se înregistra victime, au transmis reprezentanții Timiș. Echipele companiei de transport în comun din Timișoara au ajuns la fața locului, iar autobuzul a fost tractat în garaj. Pasagerii au fost preluați cu un alt mijloc de transport. Cauza incendiului urmează să fie stabilită.